Bună dimineața! Nu avem program național pentru diagnosticarea precoce a cancerului de plămâni și nici centre care să ofere asistență completă acestor pacienți. Vorbim despre boala oncologică aflată pe primul loc ca rată de apariție în rândul bărbaților. E depistată, în cele mai multe cazuri, prea târziu. Aproximativ 90% dintre persoanele care vor face cancer pulmonar sunt fumătoare. Aceste persoane au nevoie anual de o investigație. Dacă ești un mare fumător sau un individ care s-a lăsat recent de fumat, ar merita să faci anual câte un CT cu doză mică de iradiere pentru a depista precoce cancerul de plămâni. Investigația fidelă care arată starea plămânului și care permite repetarea se numește CT pulmonar cu doză mică. Acest tip de computer tomograf are o doză de radiații de 5-6 ori mai mică față de doza încasată de la un CT normal. Trebuie să știți că o radiografie pulmonară nu depistează un cancer de plămâni de 1-2 cm, dimensiunea când este tratabil. CT pulmonar cu doză mică trebuie făcut anual și de către persoanele care s-au lăsat de fumat. Și așa vorbim despre prevenție în privința cancerului de plămân. Riscul se pare că scade la un fost fumător, scade ca la nefumători după vreo 15-20 de ani după ce te-ai lăsat de fumat. Deci te-ai lăsat azi de fumat, nu înseamnă că mâine la categoria nefumător, nu. Cu CT pulmonar în doză mică făcut anual, cea mai mare parte a pacienților diagnosticați se află în stadiile 1 și 2, stadii curabile, ne confirmă ghidurile americane. În România, din păcate, cei mai mulți pacienți diagnosticați au deja metastaze, adică se află într-o fază avansată a bolii. Cancerul pulmonar diagnosticat de vreme este curabil. Pe platforma onco-plan.ro găsiți un parcurs al pacientului de la diagnostic până la finalul tratamentului. Pentru toți fumătorii, specialiștii insistă pe două probleme. În primul rând, fumatul este o boală și nu un viciu. În al doilea rând, fumatul nu relaxează, pentru că este un stimulant cerebral. Dar pentru că este asociat cu relaxarea, psihologului îi revine misiunea de a distruge asocierea. În drum împreună, trebuie să ne înțelegem că vor fi recădeți. Dar trebuie tot timpul să reluăm, nu de la zero, de acolo unde am greșit sau în momentul în care noi am zis, ok, nu mai pot. Acum și vecina, acum și nu știu cine și uite, tot când în casă. Deci este această negare, această inerție față de ideea de renunțare la fumat. După care apar niște întrebări, niște semne de exclamație și în momentul acela deja putem să intervenim și foarte interesant, ajutorul în acest moment din partea unui specialist înseamnă să ulțești aceste semne de întrebări. Psihologul e cel mai mare ajutor, de fapt, în renunțarea la fumat. Urmează apoi medicamentele care inhibă centrii din creier care răspund la nicotină. Aceasta este, de asemenea, o formă de prevenție împotriva cancerului de plămâni. Vă aștept și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Știri din sănătate găsiți și pe site-ul doctordebine.ro. La revedere!